Stai, mă, îți plac bocancii mei? Și mai tar bocanci din lume. Dar de unde e? Îți povestesc, stai așa, stai că uite, lumea intră aici, comentează, uite că am reușit până la urmă. Hai să le arătăm autocarul. Da? Nu, nu s-a stricat autocarul, ne-am oprit un pic să luăm oamenii care vin de la Oradea. Îi știți din transmisiile mele live, o să-i vedeți, o să fac niște interviuri cu ei. Ne-am oprit la Deva ca să-i luăm și pe ei, să mergem către Chișinău. Este ceasul, nici nu știu cât este ceasul, e trecut de miezul nopții. Noi suntem plecați de la 10:30 din Timișoara, ora 1:35. Deci de la 10:30 la 1:35, Timișoara-Deva, nu-i vreo distanță mare, că asta este țara. Am reușit să intru live până la urmă, dragii mei, și am zis că vă povestesc ce am pățit cu jandarmeria. Deci este halucinant. Astăzi n-am avut o zi prea bună. Cert, am venit acasă din oraș și m-am trezit cu fiica mea foarte speriată. De ce, îmi spune tati, au venit niște polițiști la ușă. Zic, tati, ce polițiști au venit? Aveau, cum aveau uniformă? Aveau caschete de alea cozoroc sau erau? Păi zice, nu, era un albastru și mi-a deschis uniformele jandarmeriei. Deci domnul Cucoș, așa s-a gândit el că este frumos, să-mi trimită jandarmeria acasă, la fiica mea și la mama ei, ca să vadă toți vecinii că, domne, ce probleme, sunt cu Mălin Bot, că vine jandarmeria la el în bloc. Înțelegeți unde s-a ajuns, oameni buni? La ce nivel de infecție și de mizerie a ajuns această instituție? Deci îmi trimit mai nou acasă la Timișoara, unde locuiește fiica mea cu mama ei, deci trimit acolo jandarmii ca să aducă procese verbale pe care ei mi le încheie, fără ca eu să fiu de față, să am habar. Pentru ce mă încheie acele procese verbale? Procesul verbal ar trebui să încheie de către agentul constatator la fața locului, cu martor, să poți să obiectezi, să pui obiecțiuni. Ce mi-au făcut? Mi-au dat 25 de milioane amendă, 2500 de lei, pentru protestul din seara aceea de la Direcția Națională Anticorupție, când mi-au rupt hainele de pe mine, țineți minte. Când mi-au rupt hainele de pe mine, eu venisem de acasă, din București, vroiam să merg, să stau de vorbă cu ceilalți ziariști care erau în fața Direcției Naționale Anticorupție și nu m-a lăsat jandarmul, nu știu cum îl cheamă, capitanul Ghiocel. Nu m-a lăsat, a zis, domnule, eu cred că tu nu ești ziarist. Nu l-a interesat că am legitimație de presă, nu l-a interesat nimic. El crede că eu nu sunt ziarist, nu m-a lăsat să merg acolo, m-au ținut cu forța, au rupt hainele de pe mine și la urmă mi-au dat 2500 de lei amendă. Și Cucoș, sluga secretarei infractorului Dragnea, i-a trimis pe jandar la mine acasă, dar acasă nu în București unde stau eu și știu unde stau eu în București, nu, i-a trimis acasă la fiica mea în Timișoara, care are 12 ani și vă dați seama copilul ăla ce speriat a fost să vadă la ușă doi hândrălăi de la jandarmerie care vin și îl caută pe tata. Înțelegeți? Adică ca să te caute poliția la ușă, deci aici s-a ajuns în dictatura infractorului Liviu Dragnea. Ceea ce este extrem de grav, oameni buni. Este dictatură. Deci mai rămâne să mă ia cu duba de pe stradă pentru că îndrăznesc să-l supăr pe infractorul șef al PSD. Și vă dați seama, ați văzut procesul verbal, îl vedeți pe pagina mea de Facebook, aici unde vă uitați. Am postat procesul verbal de sancțiune, vedeți toate datele acolo. Au consemnat în fals, deci au comis infracțiunea de fals intelectual și uz de fals. Au consemnat în fals acolo că eu aș fi participat la nu știu contra-manifestație, care, by the way, protestul PSD-ului era ilegal, nu era notificat legal, nu era nimic. Despre aia nu scrie, da? Deci cineva comite o ilegalitate. Și eu am fost acuzat că aș fi participat la o contra-manifestație, ceea ce este o minciună, pur și simplu, este un fals, oameni buni. Și mă întreb cum poți să minți într-un proces verbal, într-un document oficial, tu, angajat al jandarmeriei. Cum poți să inventezi, să scrii invenții? Eu venisem de acasă, ei au scris nu, că am participat la o contramanifestație și că am ieșit din grupul respectiv și m-aș fi dus la celălalt grup ca să-l provoc. Înțelegeți? În condițiile în care am venit de acasă, mi-am parcat mașina, m-am dat jos din mașină și am vrut să merg la grupul de ziariști. Asta e tot ce am vrut să fac și ei m-au împiedicat, nici măcar nu vreau să merg la grupul de protestatare al lui Dragnea. Numai că să vedeți, oameni buni, Alexandru Andrei, haideți, oameni buni, vă certați cu toți postaci, nu-l vedeți că e postac PSD-ist, ce naiba, vă pierdeți vremea, dați-i, raportați-i contul că e fals,
și blocați-l și la revedere, nu pierdeți vremea cu postaci și PSD-și care sunt puși aici ca să ne distragă atenția. Și eu vroiam să merg atunci la grupul ziariștilor, înțelegeți? Și jandarmeria a tras de mine, a comis un abuz înfiorător pentru că mi-a blocat ilegal, prin forță, împotriva voinței mele, dreptul să-mi exercit profesia și să fiu acolo unde legal ar fi trebuit să fiu. Au rupt hainele de pe mine, deci mi-au și distrus hainele. Și după aceea mi-au dat și 25 de milioane amendă ca să-mi intre bine mintea la cap, cred ei, așa crede cu coș, așa Carmen Dan, ce-o fi în capul lor, nu știu. Și mi-au trimis amenda și asta mi se pare scandalos, ca să sperie copilul. Au venit la ușă, înțelegeți? La domiciliul fiicei mele. Nu se poate așa ceva, este inadmisibil, este scandalos, oameni buni. Când ajung să-ți atace familia, să-ți intimideze familia în modul ăsta, lucrurile sunt foarte grave. Când ajung să vină unde locuiește copilul tău și să vină să-ți dea la ușă, să-ți bată la ușă, lucrurile sunt extrem de grave. Și asta s-a întâmplat astăzi. Eu n-am fost acasă, că dacă eram acasă, aveam eu o discuție cu cei doi jandarmi care au venit acolo, eram curios să știu cine le-a dat ordinul să vină acasă la domiciliul copilului meu, înțelegeți? Să vină acolo pe scări, să urce până la etaj, să vadă toți vecinii, că-l caută poliția pe tata, nu? Că așa am ajuns, exact ca pe vremea lui Ceaușescu, când te căuta securitatea, venea o Volgă neagră, ieșai din bloc și te băgau direct în Volgă și după aia nimeni nu mai știa nimic despre tine. Cam așa am ajuns în momentul de față cu mizeria numită Jandarmeria Română. O instituție care pur și simplu este un instrument, o coadă de topor ca instituție, din pricina faptului că e condusă de un politruc cu caracter lichelic, de un servitor pe numele lui Sebastian Cucoș, care răspunde la ordinele secretarei Carmen Dan, secretarea infractorului șef al PSD. Și această instituție care ar trebui să servească legea, ordinea, care ar trebui să apere, că așa scrie legea de funcționare a jandarmeriei, că apără drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Mie mi-au apărat dreptul la liberă exprimare și libertatea de a-mi practica meseria, blocându-mă, rupându-mi hainele de pe mine și amendându-mă pe un proces verbal care consemnează o situație falsă. Deci pur și simplu ei au inventat acolo, au mințit pur și simplu. Acel ofițer de jandarmerie sublocotenent care a semnat procesul verbal a mințit, oameni buni. Eu când mă întorc de la Chișinău, direct la București mă duc la parchetul militar să-i fac plângere pentru fals intelectual și abuz în serviciu. Pentru că nu pot să închei un document oficial care să consemneze o minciună, nu? Eu sunt acum în fața autocarului și vă vorbesc dumneavoastră. Și mă trezesc cu un proces verbal de la jandarmerie care spune că am fost în centru DV și am spart geamuri. Ceea ce nu e adevărat, asta au făcut ei acolo. Ei au consemnat în fals, au încheiat un proces verbal, că eu aș fi fost în nu știu ce grup și că am ieșit din nu știu ce grup și m-am dus să fac nu știu ce, în condițiile în care eu am venit singur cu mașinuța mea, cu micul meu Sandero Roșu, am parcat și m-am vrut să mă duc la ziariști, nici măcar la ceilalți protestatari. Dar și dacă vroiam să merg la ei, e dreptul meu, oameni buni, e dreptul meu de jurnalist independent să mă duc să-i filmez, să stau între ei. Și ați văzut că la Cotroceni am stat între ei. La Cotroceni am stat între ei. La DNA n-am avut voie să stau între ei. De ce? De ce? Deci n-are nicio logică ce fac acești indivizi, este pur și simplu un abuz. Deci pur și simplu ei o fac așa, la sfidare, in your face, crezând că ți arată, bă, știi ce, noi suntem șmecheri, noi suntem jandarmeria, noi facem ce vrem noi. Noi dacă vrem facem un proces verbal că cerul e verde, nu e albastru. Așa vrem noi. Că ne cheamă Jandarmeria Română și noi facem ce vrem noi. Ei, eu o să încerc să le arăt că nu pot să facă, că nu pot să facă ce vor ei. O să încerc să le arăt. Cu plânge la parchetul militar. Deci îi bag în justiția militară pe toți, în proceduri, pentru că am avocați, cunoaștem bine procedurile, și o să-i bag în proceduri, oameni buni, de o să vorbească singuri toți, până la Cucoș, plângeri penale. Să dea cu subsemnatul la procurorii militari până le pică mâna jos, mai ales că mulți dintre ei sunt analfabeți și vorbesc foarte serios când vă spun asta, pentru că știu. Am văzut toate comentariile mele în care eu critic jandarmeria, primesc foarte multe înjurături pe ele de la jandarmi, subofițeri în general, și intru pe profilele lor. Înjurături scrise agramat, fără niciun fel de... Oamenii sunt complet analfabeți. Și intru pe profilele lor și văd ce e acolo, ce manele, ce subcultură, ce... niște inculți, efectiv niște inculți. Ia uitați-vă cine a venit aici, haideți să vă arăt ce avem noi aici. Stați să vedem. Ce avem noi aici? Haide măi, apasă butonul. Ia uitați-vă ce avem aici. Bihor, Oradea Civică. Ia uitați-vă cine a venit.
trupa de la Oradea. Îi vedeți în creierii nopții, se întâlnesc cu noi la Deva. Salutare, salutare, ce faceți? Uite, am venit să... Cum a fost drumul? Bun, bine a fost. A, aici am eu pe cineva cu totul special, pe care vreau să-l salut. Salutare, salutare. Ciao, Măline. Ce faci? Foarte bine. Tu cum ești? Uite, călătorim, le explicam la oameni, deci se întâmplă lucruri. Hai să ne și amuzăm puțin cu Facebook. Da? Deci am plecat de la Timișoara la ora 10:30. Și am încercat să intru pe Facebook. Și am reușit abia la ora 1:30. Aulea. După ce am descoperit că mai nou aplicațiile mele Facebook de pe cele două telefoane nu mă lasă să intru live decât în format portret. Deci dacă vreau landscape, nu se poate. Nu se poate. Se restartează aplicația, nu se poate. Aha. Dar mi-a luat treaba, este că mi-a luat operațiunea asta de la 10:30 până pe la 1:30. Deci mi-a luat ceva timp de nerv de consum. Și acum ce facem? Plecăm la drum împreună către... Păi bineînțeles, mergem pentru la marșul centenarului, da? Basarabia e România. Corect. Mergem să îi adunăm și pe români. Cât ați făcut pe drum de la Oradea până aici? Am făcut de 4 ceasuri. 4 ceasuri, dar câți kilometri? 200. 200 în 4 ceasuri. Îmi place să vorbesc despre asta, mai ales de când am fost în Italia și am văzut autostrăzi de aia pe acolo. Da. Tot vreau să vorbesc despre asta, poate se trezesc cu oamenii așa, poate... Cum stau ei așa, se uită la noi, zic, bă, totuși ceva nu e ok cu țara. Deci drumurile sunt... Da, sunt praf. Dar rovinieta ați plătit, nu? Ați plătit rovinietă. Fără discuție. Ați plătit patrolul ăsta, cred că consumă destul de mult. Deci plătește acciză, produce acciză la stat, nu? Plătim impozite. Impozite pe mașină. Taxi și impozite plătim, oameni buni, dar nu avem drumul. Așa că ne așteaptă o călătorie lungă. Cred că mai avem încă vreo 10-12 ore în față. Mai avem de aici vreo 800 de kilometri. Traversăm toată România. Și avem mult de vorbit și multe live-uri de făcut. Așa că ne-am întâlnit cu prietenii de la Oradea și mergem către Chișinău. Dragii mei, să ne urmăriți pe pagina de Facebook. Asta este povestea mea. Am încălecat pe oșa, mă duc în autocar și nu plecați, rămâneți pe recepție pentru că eu n-am de gând să lenevesc și am de gând să vă mai intru în direct, să vedem. Poate ne lasă Zuckerberg totuși să facem live și în format landscape. Că așa îmi place mie. Făceam bășchelie cu Laurențiu Ștefănescu și am zis că probabil că tot are Zuckerberg scandalurile cu Oxford Analytica, cu ce scandaluri mai are el pe acolo. Și poate s-o fi plâns domnul Dragnea și s-a gândit, domnule, chiar contul nu putem să îl închidem, dar măcar să nu-i mai dăm voie să facă landscape. Că dacă vezi, dacă fac așa portret, nu intră Dragnea, știți? E mai greu cu Dragnea în portret. Noi bai, că da. Învingem noi toate vicisitudinile astea, da. Fără nicio ne descurcăm. Suntem inventivi, suntem români, suntem inventivi, punem o sârmă la Facebook și merge și pe format portret. Așadar, dragii mei, asta este povestea cu jandarmeria română. Mai nou, jandarmeria îți vine acasă, la ușă, îți sperie copilul. Ca să nu știu ce să fac. E, uite, eu îi transmit domnului Cucoș. Domnul Cucoș, nu cedeți, da? Vă salut, dragii mei, și mai pe dimineață intrați ca să vedeți, să vedem până dimineață unde ajungem, în primul rând, cum sunt drumurile și să vedeți ce mai zic oamenii alături de care suntem noi aici în autocarul care ne duce la Chișinău. Salut! Ia uitați, aici Radul se întâlnește cu Bihorul. Să ce fac cu ele? Doamne ajută, știi cum studenți am lucru? Pompă, bani! Hai să un bag de apă am luat? Da, bănuiesc că e ceva bun de la Bihor acolo în plasele alea albastre. Cârnați, aoleu! Da! Ăștia suntem, dragii mei, Timișoara, Chișinău, plecăm la marșul centenarului, marșul Unirii de la Chișinău. Urmăriți, este un subiect important, ține de istoria noastră. Dacă nu știm de unde venim, nu avem cum să știm încotro ne îndreptăm. Este foarte important acest lucru, este foarte important să ne înțelegem istoria. Printre altele, asta face acest eveniment civic către care pleacă din toată România autocare, l-ați auzit pe Laurențiu Ștefănescu, găsiți și pe pagina mea de Facebook, cei care ați intrat mai târziu, găsiți pe pagina mea de Facebook live-ul pe care l-am făcut pe YouTube și acolo sunt mai multe explicații.